Bună ziua, doamnelor și domnilor! Eu sunt, știți cine, da? Colonelul Morten și am venit să fac un videoclip despre abuz, violență fizică, sexuală. Hărțuiri. Vreau să vorbesc despre chestiile astea. Nu că acum că n-aș fi trecut și eu până așa ceva. Dar nu contează dacă am trecut sau nu până trecut. Ce vreau să vorbesc. Contează că nu știu, încerc să dau un spot. Poate. Păi pasă. Am văzut pe internet, acum ca oricare, dar știi, sunt multe copii dispăruți. Da. Agresiune familiară. Agresiuni sexuale. Rupere de minor sau mai știu ce. Nu vreau să spuneți acum că eu povestesc așa cum eu aș fi vreun profesor în așa ceva sau... Nu. Să zicem că știu din experiență, adică am văzut și... Să începem cu asta. Să luăm prima dată. Abuzul fizic, da? Mă scuzați, cred că am puțin emoții. Poate și eu am fost abuzat fizic și... Da? Nu contează. Că nu îmi spun acum dacă am fost eu. Să fie fix sau... Păi, abuzul fizic. Trebuie oprit, nu? Părerea voastră din tot asta? Trebuie oprit? Eu nu vreau să-i îndrăvesc pe nimeni. Sunt persoane care abuzează părinții de fapt, care abuzează viitori, poate îi scuipă, mă scuzați pentru limbaj, îi jur. Acum vorbesc despre abuzul sexual, pentru că pedofil am întâlnit și prin familie. Deci, pedofilia... ca un as, pentru ori. Ca și țigare. Cum spune țigarea asta, pentru ei e un lucru simplu. Da, deci sunt persoane care abuzează de propriul copil în spate. Ce vă uitați la mine, credeți că sunt trecut până așa ceva? Poate. Poate da, poate nu. Da, deci sunt... Poate sunt abuzat de părinți. Și ar trebui să sune, știu. Nu, mă rog. La 1-7-7. Mă las la telefon atunci.
dacă tot să mă gândesc așa. Bine că eu... Deci, vârstul ar trebui să sune, pentru că abuzul vine în felul următor. Taxa vine pe aia, zice mă, amețit. Trebuie ce îmi convine că mâncarea nu e caldă sau... Că azi sunt sarmale și nu e ciorbă sau... posibil taxul vrea fritură, da? Începe să se ia cu toți pe casă, îi face urât, că nu-i convine sau... Așa, știți, că ați văzut cazurile. Da. Își ia nevasta la bătaie. Pe motiv că el e beat și că s-a bicetat la cârciumă sau... Vezi când are bani sau cheltuieli astea. Oricum îi sare și chiar dacă are, să zicem, nu știu dacă se pune la să pun accent pe bani. Asta ar fi un motiv să-și poată pe femeia. Dar totuși o face lumea. Am văzut situații în care ea deja are bani. Eu cred că nu e bine pentru nevasta lor. Am bătut în halos ăsta. Trebuia să divorțeze. Știi? Întrebarea de ce nu divorțeze el sau de ce nu părăsește. Că avem copii, trebuie să-i creștem pentru copii, pentru... Dar până la urmă pentru... Dacă stai să te gândești, când spun lucrul ăsta, suntem împreună pentru copii, suntem împreună ca să vadă violența, cum e la bătaie sau cum, cam așa ceva vine, nu? Deși copiii au de suferit din cauza asta, că taxul pe totodată fiind bet, nu vine cu ciocolată și cu bomboane de la Crăciun. Pune mâna pe pană. Îi ia pe mână. Îi ia la rând. Să le dea. Și am văzut copii. Le rămân urmă și pe palmă, pe față. Trist, dar adevărat. Și mi se pune mie și mă faptul că acei copii se duc la școală și taxul poate le spune că cred că ne-au bătut, adică nu știu ce le bag în cap să mintă copiilor. Molestare într-un fel să-i ducă pe profesor sau pe restul de eroare. Ce-ai pățit, copile? Păi, m-am lovit de ușă, m-am lovit de prichitere sau nu știu eu cine, de alte minciuni inventate și spuse de tax. Nu zic că măsa, poate măsa nu trebuie toate. Deci am văzut cazuri în care și măsa își bate copii. O pilă de, să zicem, de o lună sau două. Pentru că plânge sau... Da, asta este partea a doua. Nu suportă că plânge, l-a făcut și vezi că are bani și... Le la bătaie. Le dă cu piperul în cap. Situația e una tristă. Asta e cu abuzul
în familie, da, și să trecem la partea următoare cu abuzul sexual. Foarte bine că sunt pedofili pe internet, oameni fără viitor care încearcă să racoleze minori. Eu nu pot să știu ce e în mintea lor, pentru că numai un om bolnav poate să facă chestia asta. Nu că aș fi făcut eu acum, nu săriți pe mine, să spun oameni, dați-mă pietre mine că nu e suferință, sau ceva numai. Deci nu știu. Da. Cred că procedează felul următor, să duce, am văzut reclame pe YouTube, în care un nene anume duce și își cumpără într-un magazin acadele. Deși eu nu cred că le mănâncă el, pentru că ai 40 de ani, trebuie să te gândești la altceva, nu la cadele și la ciocolate. Dar el are în cap să ducă să racoleze minori. Să duce frumos omul, să duce pe un parc, la școală, ceva de gen. Ce faci? Trebuie să-ți dau o ciocolată la care copilul spune că o ia, plăcut, zice, hai să mergem la un suc. Îl ia acolo, la un suc, bagă-n tupă, stiscă, astea fac, trafic de copii. Și există multe benzi pe pedofilie. Nu știu. Eu dacă aș fi... Nu vreau să zic că sunt violent. Dar m-aș duce frumos să-i tentez. Și le-aș da în cap până, nu știu, până soarele răsare. Dar vezi că nu pot să-i prins, pentru că sunt ager la minte și au un plan bine pus la punct. Că fac anumite lucruri de genul. Și pentru ce? Nu ar putea să se distreze cu o femeie de 30 de ani sau nu vezi că sunt pedofili și proști. Pedofili. Și... asta e. Mai departe știți dumneavoastră ce fac acești pedofili. Nu trebuie să mai spun eu. Că dacă spun eu ar însemna că vorbesc multe și trec în urmă. Hai să trecem la hărțuirea de pe internet. Păi, asta este un punct minus. Ceva postez că au fost persoane care s-au sponsorat. De ce? Că zice unul pe Facebook ai nasul mare sau în cazul nu se zice că zice unul că sunt nebărbierit. Am o față de ăștia ceas, etc. Da? Ce treabă aș avea eu dacă îmi spune ăla că eu sunt un ratat de moment ce tu nu stai lângă mine zi de zi? Nu ai fost lângă mine la rău, la bine, să vezi cum... Nu vorbesc despre mine, vorbesc în general despre tot care
jsem tak stůj zbajíte nebočí. Dice spun lucruri periciante, aberante, care le distrug psihologia de versitul însuși. Dacă îmi spune la că sunt prost, exact asta trebuie să cred eu, că eu sunt prost, ce? Dom'le, mie mi se rupe. Aveți că la toți nu li se rupe. Când le un respectiv spune pe am văzut acum că a apărut Ask FM, se dă cu anonim anumite întrebări. Și ăla ce să face? Se duce noaptea la somn și stă să gândește vorba aia. De aia nu mai dorme noapte. Ăla chiar nu mai dă de noapte. Vezi, nu știu ce a zis ăla, că l-a hărțuit și să-și bate jos față lui sau îi copiază pozele aici. Nu că n-aș fi copiat și eu poze. Puteți să-mi dați una. Bonjurată. Am făcut și eu, dar nu mai fac. Eu am făcut-o din plăcere, din distracție. Poate din tepiseală. Poate că de asta fac și ăștia care hărțuiesc și am văzut cazuri, cum v-am spus, a luat un pumn de pastile, a nebunit într-un fel, a luat o razna, s-a aruncat la parcurs, că l-a părăsit iubita asta e partea a doua, că l-a părăsit iubita sau că l-a părăsit iubitul. Știi? Există iubire, dar mai există și femei și poate nu e numai unul singur pentru care trebuie să ce pot să nu zic ceva dur, să stai gâtul. Da? Sau să stai în el, am văzut în el. Acum, nou. Un curent nou vrem să dai pe mâini cu mama afară nici că-mi povești în casă arde focul sau cum era. Iar noi pe lângă și eu nu știu cum era aia cu tăiată cu lama. Am uitat acum, că știam. Așa, afară ninge ca povești în sub ar de mama, eu pe lângă tata stam și mă tăiam cu lana. Cam așa ceva sună la ăștia, care nu vreau să mă retăie acum, știi. Îi dau un exemplu să deschidă ochii, să vadă realitatea. Băi, ce dacă mi-a zis ăla? Că sunt ratat să uite. De exemplu, mie îmi spune unul că am 45 de ani, pic. Am vrut o dată să fac o poză cu curetivul. Nu vreau să-mi dau. Eu cenzuram numele și arătam, uite, mă, frate. Eu sunt în poză, crezi că mă apuc să fac acum. Am eu 45 de ani. Nu vorbesc despre mine, că poate și la altul. Sunt și eu, poate vreau să postez orice până. Păi eu cum să postez? De ce trebuie să-mi spună mie unul? De zi frustrat. În astfel de situații și ajung să spui capul zi de asta. Nu te mai duci la afară să te iei o sticlă de suc, te duci și să te iei o sticlă de o travă de soboară sau știu eu ce. Ia să zic că vreau să le dau eu un exemplu acum că sunt pe care e în genul ăsta, aș fi tempit să-i spun așa ceva.
ce metode, ce... Nu spun de metode, spun că e tragedie. E de rău să fii hărțuit. Da, și le spune anumite lucruri. Tine, pare foarte strâmbă sau... Fetele, în general, le spuneți cu ascuns, asche fetele. Că sunt curve, de fapt, ele sunt virgine. Bine, nu toate, dar nu-i treaba mea și nici treaba voastră. A zis să luăm apărare, că nu e bine să se spui fetii să ducea la școală, să se gândească că i-a zis ăla că e la ramă și nu sunt măscurat de clipă și da, cam așa procedează oamenii. Nu mi se pare ceva. După care, la un moment dat cedează și își pune capăt zile, nu lasă, se lasă un pilet. Nu am văzut aici bilete, adio, unii nu mai lasă nici bilet. Dacă s-a pus pe treabă unul, poate e beat și nu mai nimerește pix. Nu zic, da. Se duce și pune ștreangă. Și unii se mai spăzură și din dragoste, dar asta e altă parte. Da. Asta e cu molestarea pe internet. Bag în seamă toate prostiile. Ce, că poți să numești tu hărțuire. Păi știi ce aș face eu? Nu, frate, dacă tu spui că am fața asta urâtă și că tu mă bați pe mine, păi hai, vin în față. Dar și atunci vedem. Ori plâng eu că m-ai bătut, ori tu nu mai existi. Te fac să nu mai dai niciun mesaj pe internet, la adresa. Sincer, poate găsesc o metodă eficientă și te fac eu să nu mai dai. Dar nu să mă duc eu să dau tută pastile, să zic să dacă am fața strâmbă sau că doar atat și nu mă duce, da? Păi, ce, ăla mă cunoaște pe mine? Chiar dacă mă cunoaște, dacă mă cunoști, vină și vorbești față în față cu mine și îmi spui tu. De ce ți se pare anumite aspecte la mine și te deranjează că eu fac nu știu ce și așa, da? Nu-ți convine de vine, păi mai departe. Ai drumul deschis, ale bătutul. Dar zic, în psihologie, adolescenților, poate și a unora mai în vârstă, nu există așa ceva. Ei acceptă provocarea, cum ar fi. Și atunci când încerc să accept provocarea asta cu hărțuirea și cu astea, pară te duci în jos. Cel mai bine este să-i spui, termine față, băi, vino, ne întâlnim și să vedem ce față frumoasă ai tu după ce noi doi ne întâlnim. Dacă tu arăți mai bine ca mine sau... Eu o să arăt mai bine ca tine. Deci nu... Să nu pun acum să zic, bă, că... Și mie îmi spune numai că sunt urât. Ce vrei voi eu acum? Bă, că tu nu vezi urât. E ca și cum te duci într-un magazin de bibelouri, nu-mi place ăla, că e verde, eu vreau galben. Asta este. Du-te la galben. Lasă-l pe verde în pace. Asta eu cred că trebuie să fii de piatră, ca să nu-i bagi în seamă.
De ce se faci seama unul care nu știi că s-a trezit de dimineață sau s-a spălat pe față și are chef de glume cu tine, cu Angie, și tu să te duci să-ți iei un tub de pastile sau să spui ștai la tăbit, stai, e hărțuit ăsta pe internet, da? Da, mi se pare aberant. Mulți factori neumenești. Și na, nu puteți să-i judecăm decât Dumnezeu poate să-i judece pe de ce ai făcut asta. Ce-i spus lui Dumnezeu? Am stat pe Ask FM sau pe Facebook sau pe Twitter și asta, căcut, nu e chiar așa. Trebuie să te gândești înainte să bagi în seamă hărțuirile pe internet sau... Asta. Că nu, acum, dacă mai zic unul... moarte... te mi-ai spărat să nu o să mă umor? Nu cred. De ce să nu o să mă umor dacă... în moment ce am deschis o conversație cu el, poate ne întâlnim face-to-face și stând de vorbă că doi oameni, el mai deștept ca mine, spunând în situația lui, hărțuindu-mă pe mine, și o să văd care îi treabă cu el, da? Nu neapărat să apelez la poliție sau să-l dau în urmărire pe internet, nu. Pentru că poate și pe mine m-au dat mulți în urmări. Dar eu am făcut-o din glumă, cum am spus, din distracție și... nu plăce, ca să mă duc. Și asta cred că fac și unii ca să distreze, ori sunt invidioși. Invidia există peste tot, te vede că ești fericit și el e trist. Aceea să-i stric eu fericirea lui ăsta. Acum că n-am eu ce face aici. Să-l construiesc. Mai iau de el că sunt mai tare, mai sus, mai... Nu văd lungul nasului, dar... mă uit de sus, cum ar fi. Așa, nu stai de lungul nasului. Dar știi să te uiți de sus. Că așa că mai fi un zbem. Și zmei mor. E poate harapat. Așa e și cu asta. Deci dacă tu îi zmeu pe internet și îmi spui mie anumite lucruri, mă hărțuiești. Eu sunt harapat. Prin cu sabia și... acum nu o las că eu am început să zic că dau cu sabia sau... dar... la o adică, nu? Mă întâlnesc ca să o spunem pe față, față, când o e vino, să te văd, să vedem cum să treacă, da? Ori îi dau câteva palme și potolesc, ori îmi dă el câteva palme și tot îl potolesc, pentru că, na, vine și... din instanță, cum să spun, adică vine din instinct. Nu poți să știi ce se poate întâmpla. Deci, dacă tu apelezi să îți iei un tub de pastile sau să încerci să te spânzuri, aveți ocazia să te întâlnești cu la care te înțelegi și să îi aplici câteva. La fel, și cu ăștia, dacă nu se pune accent pe guvernul, nu pune accent pe a racola poliția. Deci să poliția să racoleze pensiile astea de pe două stadii sau ce sunt acum.
doar o mână de om poate să facă, să ducă să-i scoată pe minute acolo sau paleta la produs. Deci o mână de om, nu o mână de politician care stă să scrie pixul și să dea legi și să facă atâtea abuzuri fizice, sexuale. Da. Nu le vede nimeni pe astea. Dar uite, eu le văd. Și știi ce aș face? M-aș duce frumos. O bătă, aș intra acolo, unul tot ar cădea. Și mers pe prezumția că dai în turnul picătos. Dacă nu pică toți, sau nu fug toți, atunci măcar știi că ai încercat, nu? Mai trebuie să încerci să pui stop, nu să le dai nas. Asta își face unul care mărțuiește sau când văd asta, că am vorbit. E dureros pentru... M-aș duce la un bătaie în familie și astea și certul și astea. L-aș lua pe ăla, l-aș pune pe scaun, l-aș trepa, băi, care țeapă, că ce vrei să-ți faci femeia? Dacă ăla vine și mă ajută pe mine, încerc să mai pun o dată pe scaun, să întreb de ce reacționez tu așa în halul ăsta. Eu vreau să... fizică, da? Tu faci violență fizică, acum îți plac copiii, văd... te văd că ești bețiv și prost. Și ce exemplu poate să ia de la tine? Ești un tată bun, că îți faci tu oameni? Cine știu? Nu știu pe cine e fa. Mă, că ești prea, du-te înapoi la cărciu, mă, să poate, poate te cu câini, ceartă-te cu garduri. Nu e tu la mine în casă, și pe asta, sau să spun asta, sau... Aș lua, aș pune mâna pe o lopată și i-aș da una... Că data viitoare când se duce la cărciumă, se știe că dacă vine acasă, s-ar putea să-și mai ia o lopată în cap și nu că-i tu ar veni. Pe care bea și sucă, dar nu mai bea alcool. Aia trebuie să ții omul potrivit la momentul potrivit. Și nu ești. Și ignoranța, înfloare, nepăsare, nu repasă, își ia bătaie. Părinții își lasă copiii pe stradă, nesupravegheată, vine un pedofil de ăsta, se racolează, după aia dă pe la știri. Trebuie să știe toată țara cât de prost ai fost tu. Da? Și nu ai avut grijă de copii. Ce să facă? Dacă nu știi să scrii copilul, poate trebuie un manual. Să duce copilul la școală, ia unul cu mașină și nu mai vezi toată viața. Că e pedofilie, că e trafic de organe sau nu știu ce. Și pe mine poate să vină unul, dă unul pe la spate câteva, mă duce la trafic de organe. Că dacă o putea să iei ceva sănătos în mine, ar fi eveniment, m-aș mira și eu, știi, să văd că mai am ceva întreg. Că pe din afară, da, nu știu ce ar putea să-mi iasă în pântă părul, cred că. Și mi-ai cam dat până astea. Vorbim de trafic de oricare, nu trebuie în răpână. Că ăla nu se uită la fața mea, știi? Ăla e altă judecată, nu? Și de asta, dacă mi-ar găsi ceva mie,
alții poate sunt sănătoși, bem mai natură, sucul natural. O inima bună, nu fumează, nu fumează, ca mine zice, zice. La mine dacă se duce și vede plămânii aia, zice, băi, ce-am făcut, mi-a dus aici așa să pun pac pe becen altul sau... Păi nu plătește nimeni să te îmbolnăvești, plătește să te faci bine, știi? Stai cu traficul pe organe, trebuie să știi ce, pe cine alegi. Am spus, pe mine nu cred că m-ar alege. Și dacă m-ar alege și-ar lua o țeapă de 3.000 de ani, nu și-ar da seama ce tâmpită vor să mă ia pe mine sau pe altul. Și totuși, dacă scoate, acum o să fie dureros, vă rog să mă scuzați. Dacă s-a ăștia cum procedează, dacă s-a apucă să scoate organe, vrei seama că se deschide tot, se sparge tot în tine și sparge pe jumate și scoate din tine tot. Vezi dacă îți mai pâlpă inima, mai... ca în filmă de așa. Bună inima. Nu o să te pune într-un stăl acolo, într-o cutiuță, renichi la fel, după care se-i vândă, știi, am văzut că se dă 1000 de euro pentru organe. Așa fac ăștia. Chiar dacă nu-i pun, le aruncă la câini, nu scuzează că sunt. Așa fac. Am văzut cazuri în care... dar nu, cazul ăla era... Probabil... i-a furat aia cu femeia aia care tăia mâini și a tăiat, tăiat tot. Sau dau în alte alea, dar eu, dacă aș fi fost în locul ăla, n-aș mai fi lăsat nimic în ea. De ce se mai arunc eu căpățâna pe acolo și... trunchiul pe acolo, când poți să... să dau foc sau să... Cred că gândesc ca ăla care o fi omorât-o pe Erodia. Cacioacă, nu cred. Eu nu cred că nici ăla a fost interesat să facă așa ceva. Ți să ia să tai cu duș pe la el. Nu credești. Probabil s-a intimidat sau dacă te apuci odată să faci un lucru de ăsta, te asiguri că bă, vrei să vinzi organele sau alea, arunci carcasa, nu mai arunci și pe gârlă, cum s-a întâmplat pe la noi pe aici, cum zic, pe Narge, pe râu Argeș, da? Că am văzut și eu. Ăla, să zic că a fost un pic atâta la șurme. Nu că aș face eu și că aș proceda eu, dar ăștia care fac chestiile astea lasă multe indicii. Dar noi vorbeam acum despre abuzuri sexuale, fizice și hărțuire pe internet. V-am spus, deci asta este, cam așa stau lucrurile. Dacă părinții sunt neglijenți sau dacă soția e dusă cu plota și poate bărbatul, nu știu ce motiv are de ăla, că nu toate sunt sărășele, sunt infidele, nu toate sunt. Dar, nu. Săraca femeie și are în gură pentru cine, pentru că așa gândește ăla, are toate în cap, are. Ăla merită și el același tratament. Numai că nu-i se aplică, vezi? Și el știe să facă tăpală. Și cum... abuzurile astea... sexuale, nu le mai... Că sunt și pe familie, de cât am văzut pe la televizor sau pe aici. Aia sunt niște nenorociți care le-aș aplica... același tratament.
cu vaselin. Cu ce vrei acum să... Nu intru în detalii, știi că e cam greu să aplici un astfel de tratament sexual, să spunem, unui pedofil, da? Cred că vă dați seama de ce cauză este greu, da? Și nu... Dar totuși aș face eu chestia asta, ca să vadă și cum e acolo nene, următoare, pe copilul ăla nu l-a durut? Păi... Păi să vezi și tu cum e acum. Asta poate aș face numai dacă aș fi la pușcărie, dar eu nu sunt la pușcărie. Nu asta, așa gândesc. Pușcăria și... pentru violatoare. Tu vei face fetiță. Pe mine oricum ar fi o eroare să mă facă, pentru că... eu nu am făcut așa ceva. Și nu o să fac. Spune-i, e total eronată. Iar dacă am păr bun, trebuie să fiu fetiță la ce fac. S-ar la bătaie și tău. Dar nu vorbesc despre pușcărie, ce-aș face eu acolo. Cum aș supraviețui. Când dă unul o palmă, poate după aia dau și eu îl fac sub pată. Asta e, deci aveți mare grijă cum... pe internet. Să nu... nebuniți să urmă la razna cu hărțuiri, cu... luați pastile și... că vă zic sărat, aveți fața urâtă sau sunteți nu știu cine. Zic să nu-i băgați în seamă că... uite, unul nu-i bagă în seamă, zic tu ce vrei acum, mă, zic... 5 minute vorbește urât de mine și... am în toate țările și înjură-mă și mă lasă rece. Eu zic, mai zic o dată că ca să te simți și tu bine. Cam asta e. Mare inginerie mea.